Situație de extremă urgență într-o localitate din România. Un sat întreg este în pericol din cauza alunecărilor de teren masive. Oamenii cer disperați soluții, întrucât locuințele lor se pot prăbuși în orice moment. Este vorba despre localitatea Roșia de Amaradia din județul Gorj, unde din cauza alunecărilor de teren de la cariera minieră Seciuri, cetățenii din zonă sunt la un pas de a-și pierde munca de o viață. Aceștia stau cu frica în sân, întrucât terenul nu a mai fost consolidat de mulți ani. Atât autoritățile locale, cât și cetățenii cer cu disperare să fie ajutați, mai ales că alunecările de teren s-au produs în urma excavărilor miniere. Reprezentanții complexului energetic Oltenia, cei care au în administrare cariera minieră, promit că vor găsi o soluție pentru ca oamenii să nu aibă de suferit. În cazul în care nu se va întâmpla acest lucru, cetățenii amenință și cu judecata. Spun că nu mai au soluții și se tem că locuințele lor se pot prăbuși în orice moment.